Putin a luat decizia finală. Toată Rusia trebuie să știe. Vladimir Putin a luat decizia ce ar trebui să salveze Rusia, aflată acum pe marginea prăpastiei. Cine este omul în care liderul de la Kremlin își pune toată încrederea și care este planul acestuia? El ar fi persoana în care Vladimir Putin și-a pus toată încrederea pentru a salva Rusia de la faliment. El este mâna dreaptă a lui Vladimir Putin liderul de la Kremlin i-a ordonat să rescrie regulile comerțului internațional al Rusiei. Este vorba despre economistul Maxim Oreșkin, 39 de ani, fost ministru al dezvoltării și consilier al președintelui Rusiei începând din anul 2020. Educat la școlile de elită din Rusia, Maxim Oreshkin a trecut prin diferite bănci de investiții, lucrând la Rosbank sau la sucursala din Moscova a băncii franceze credit agricole, dar și la Institutul de Stat VTB la numai 34 de ani. El a devenit ministru al dezvoltării. Vladimir Putin i-a cerut să reorienteze sistemul de producție și financiar, să învețe să tranzacționeze fără valute occidentale și să împingă țara în brațele Chinei. Maxim Oreshkin a pus la cale un plan privind crearea de platforme paralele de compensare și de contare în Rusia și China, astfel încât cele două țări să poată face comerț cu ruble și cu yuani. Notează Mediafax. Anul acesta, pe 9 mai, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care Maxim Oreșkin a devenit șeful grupului de lucru interdepartamental, creat pentru a da o replică la sancțiunile dure impuse de Occident împotriva Rusiei, dar și pentru a rescrie regulile comerțului cu țările neprietenoase, în special cu Uniunea Europeană și cu prietenii.